Bun găsit! Astăzi alături de mine se află domnul Constantin Șerban, consilier județean PNL. Bine ați venit, domnule Șerban! Bine v-am găsit! Domnul Șerban, astăzi avem o serie de teme de interes județean și național de discutat, dar înainte să intrăm pe problema principală pe care vreți să o discutați, și aceea fiind a spitalului de luptă împotriva COVID, o să... Cu voia telespectatorilor vom urmări un scurt material realizat săptămâna trecută la Lețcani și vom veni în prezent să vedem în ce măsură s-au schimbat lucrurile acolo. Suntem aici pentru a privi acest dezastru din spatele nostru, un dezastru care arată lipsa de responsabilitate față de acest proiect care însemna respect pentru sănătatea oamenilor și sprijin pentru sănătatea oamenilor. Iată că și acest proiect, domnul Marcel Popa l-a trântit. În primul rând, uitați-vă că terenul acesta nu a fost amenajat deloc. Aceste containere nu pot sta pe un strat de pietriș. De la primul semnal pe care l-a dat liderul nostru și până astăzi nu s-a mai făcut nimic. Dacă veți lua prima declarație din 31 martie a celui care răspunde de comunicare, Alexandru Niță, de la Consiliul Județean Neamț, și până ieri, la ultima declarație a doamnei Adina Popa, veți constata că toți partenerii aceștia nu au fost pe proiect. În momentul în care ai un proiect și în momentul în care sunt mai mulți parteneri și un proiect serios, atunci ne așezăm la masă și discutăm pe toată durata proiectului același punct de vedere. Ori noi constatăm de la zi la zi, ba avem 50 de paturi pentru terapie intensivă, ba avem 100, iar mai nou la doamna Adina Popa, astăzi avem 150 de paturi. Deci este incredibil ceea ce se întâmplă cu acest proiect, dar de fapt cu toate proiectele pe care domnul Marcel Popa le-a scos în eter, le-a trântit pe toate. Domnul Șerban, am văzut acest material cu dumneavoastră, înregistrat săptămâna trecută la Lețcani. Ați făcut o serie de declarații cu privire la situația spitalului COVID. Aș vrea să vă întreb cum s-a ajuns în situația asta și dacă s-a mai schimbat ceva între timp. Mai întâi, cum s-a ajuns la acest eșec marca Marcel Popa, actualul președinte al Consiliului Județean? În 22 aprilie s-a semnat acest contract pentru Spitalul Mobil COVID-19 între Consiliul Județean și firma din Turcia, care a fost declarată câștigătoare. De atunci s-au avansat o serie de termene, ultimul fiind chiar 27 iunie, termen avansat de către doamna președintă Asociației Euronest Iași, Alina Popa. Iată că suntem în 9 iulie și mare lucru nu s-a întâmplat, nici chiar de la conferința noastră de presă și până astăzi. S-a întâmplat un lucru minor, mie mi se pare, că acolo la locul amplasării spitalului s-au deplasat, din câte am văzut în presa de astăzi, doi experți care vor contribui la, eu știu, montarea spitalului și punerea lui în funcțiune. Eu cred că obiectivul pentru care noi am pus de acord consilierii județeni să acordăm 13,5 milioane de euro pentru construcția acestui spital a fost foarte clar. Obiectivul nostru a fost să venim în sprijinul cetățenilor din județele Iași și Târgu Neamț, pentru că avem parteneri și Consiliul Județean Neamț. Dar de la acest obiectiv frumos s-a ajuns la un eșec. Un eșec pentru că
președintele Marcel Popa nu gândește în esență toate proiectele pe care le pune pe masa consilierilor, de asemenea nu gândește în mod pozitiv și în mod coerent alături de parteneri, și aici mă gândesc la Asociația Euronest, toate aspectele care ar putea să le întâmpine pe durata proiectului. În momentul în care nu face față, în momentul în care pot apărea diferite piedici, atunci dușmanul de moarte este Partidul Național Liberal și Guvernul Liberal. De aici ni s-a atras o serie de reproșuri și la nivel guvernamental și la nivelul președintelui Organizației Județene, domnul ministru Costel Alexe, și al consilierilor județeni. Nimic mai fals. Nimic mai fals. Noi am ridicat mâna, am votat suma, am fost de acord cu termenele, dar partea tehnică, partea procedurală, partea efectivă de derulare a proiectului i-a aparținut domnului Marcel Popa și doamnei Alina Popa. Eu cred că în continuare că este un eșec acest spital, cu toate că el a plecat de la o propunere bună, corectă, dar faptul că tot ce trece prin mintea și prin mâna domnului președinte Marcel Popa, totul se năruiește. Și, ca să rezumăm, am luat bani de la drumurile județene, am luat bani de la instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean și n-am făcut absolut nimic. Eu cred că nu avem nici drumuri astăzi, nu avem nici activități culturale, artistice, nu avem nimic, decât îl avem pe domnul Marcel Popa, dar eu nu știu cui mai trebuie astăzi Marcel Popa. N-are decât Organizația Județeană a Partidului Social Democrat să-l pună încă o dată candidat, da? Dar el va avea doar un singur obiectiv: să continue dezastru de la nivelul județului Iași. Am înțeles, tocmai asta voiam să vă întreb, că acei bani au fost luați din alte investiții, de la drumuri județene, și totodată să punctăm și lipsa de transparență privind licitația acestui spital. Dar dumneavoastră ați răspuns practic la ceea ce voiam eu să vă întreb. Eu pot continua și să le spun telespectatorilor noștri că domnul Marcel Popa a luat bani de la drumuri, dar de la drumurile care treceau prin comunele cu primar PNL. Domnul Marcel Popa sancționează zecile mii de mii de locuitori pentru patru primari. Deci patru drumuri care au proiect tehnic, care au toate documentele aprobate, numai finanțarea nu aveau. Ei, în bugetul din anul acesta tocmai le-a tăiat finanțarea, iar apoi a venit problema spitalului și a terminat orice speranță pentru cei 40.000 de locuitori de pe raza acestor drumuri. Asta este gândirea unui social-democrat ca domnul Marcel Popa. Vom reveni la temele locale. Aș vrea să mergem un pic și pe partea de național. Guvernul a anunțat planul de investiții și lansarea economiei, despre care dumneavoastră o să ne vorbiți. Recent l-am avut invitat și pe Andrei Chirilă, președintele CSL Iași, care ne-a vorbit de partea de tinere. Dar aș vrea să dezvoltăm un pic mai mult acest subiect. Din punctul meu de vedere, acest program este un program foarte bine articulat pe problemele cu care se confruntă România în urma acestei pandemii de COVID-19. Guvernul Orban
încă de la început, încă din campania electorală, din alegerile europarlamentare, la prezidențiale și după ce a intrat la guvernare, a avut și are și va avea un obiectiv foarte clar, investițiile. Într-o țară unde populația prosperă, într-o țară unde populația are un trai decent, într-o țară unde te confrunți cu lipsa locurilor de muncă, cred că investițiile sunt singurul domeniu care poate să ducă România într-o direcție corectă. Ori, acest guvern și în acest program a prezentat dezvoltarea investițiilor pentru perioada 2020-2030. De asemenea, un loc important în acest program îl reprezintă și sprijinul pentru persoanele aflate în dificultate și sărăcie. Da? Avem 1.800.000 de oameni aflați în această situație. Fie din cauza pandemiei, fie din cauza guvernării proaste a Partidului Social Democrat, ne confruntăm cu această realitate. Ori guvernul are în vedere sprijin pentru, în diferite forme, pentru aceste persoane. Eu aș remarca aici, domnul Andrei Dascălu, neobrăzarea cu care acest Partid Social-Democrat atacă și desfințează acest program. Pentru că nu le convine, pentru că din perioada 2014-2019 și-au marcat guvernarea doar prin promisiuni populiste și nerealizabile. Mai mult decât atât, au produs o teroare, o spaimă cu acest procent de majorare a pensiilor, cu 40%. Sigur că eu îmi doresc să se mărească pensiile. Dar cetățeanul nostru trebuie să înțeleagă, românul nostru trebuie să înțeleagă că această majorare era în favoarea celor cu pensii foarte mari. Sunt 160.000 de pensionari cu pensii speciale, cu pensii nu de 4.000, da? Nu de 6.000, de peste 100.000 de lei. Imaginați-vă că se măresc pensiile cu 40% și cât va ajunge să aibă un cetățean, da, un pensionar cu pensii speciale care are 100.000 de lei acum. Da? Iar pensionarul nostru de la țară, bunica noastră de la țară, are 700 de lei. Da? 700 de lei. Imaginați-vă că o căruță de lemne costă 500 de lei. Cu o căruță de lemne te încălzești doar o lună de zile, sunt două săptămâni, da? Într-o lună îți trebuie două căruțe de lemne, adică 1.000 de lei. Imaginați-vă că iarna ține cam 4-5 luni de zile și bunica aceea dă banii pe lemne. Și cât îi mai rămâne să trăiască? Așa s-a gândit Partidul Social Democrat. Iar când discutăm despre renunțarea la pensiile speciale, evident că sunt populiști, ridică mâna în Parlament și pe altă cale se întâlnește cu domnul Valer Dorneanu, care este președintele Curții Constituționale, și domnul Valer Dorneanu lămurește pe membrii Curții și au respins tăierea pensiilor speciale. Aici s-a ajuns domnul Andrei Dascălu în România ca acest organism care ar trebui să vegheze la respectarea legilor în România, da, la corectitudinea lor, da, ei pun bețe în roate.
a se vedea ce s-a întâmplat și cu acești bolnavi care au plecat din spitale, au părăsit spitalele și sigur că ei nu sunt încă vindecați și efectele se văd. Eu v-aș aminti dumneavoastră că în Republica Moldova, după instalarea guvernului democratic al Alianței DA, Curtea Constituțională a fost dizolvată și au fost numiți alți judecători. Da? De ce? Pentru că acea curte era aservită intereselor fostului guvern, cu ajutorul căruia s-a prăpădit 1 miliard de euro de la Banca Centrală a Moldovei. Ei, iată că acolo s-a putut, aici nu se poate, pentru că noi spunem trăim într-o țară democratică, europeană, da? Și atunci, sigur, trebuie să suportăm tot ce face și Curtea Constituțională. Dar eu nu știu până unde va merge această curte, pentru că nu suntem copii. Din 9 judecători, 6 sunt marca PSD. Și atunci lucrurile sunt foarte clare. Domnul Șerban, eu mă bucur că ați deschis subiectul pensiilor, pentru că am asistat în această perioadă și vă spun din experiența mea de 15 ani de presă scrisă, radio și TV, cred că ne îndreptăm către una din cele mai murdare campanii electorale. Am văzut acele afișaje stradale, panouri stradale, neasumate, dar cred că toată lumea își poate da seama de cine sunt instrumentate, în sensul că PNL nu vrea creșterea pensiilor, PNL nu vrea creșterea alocațiilor. Și e bine că ați punctat acest subiect astfel încât să demontați aceste fake news-uri venite din partea concurenților electorali. Eu vreau să vă spun că nu cred că există vreun guvern care să nu se gândească la semenii săi. Nu cred că există, da, un guvern care este ancorat în realități. Dar Partidul Social Democrat de vreo 3 ani și-a pierdut busola. Pierzându-și busola, caută ca totdeauna. Și vă dau un exemplu. În 2004, domnul Adrian Năstase a venit cu o gogoriță cu asigurarea a 1 milion de locuri de muncă de către Partidul Social Democrat. S-a ales praful din această promisiune electorală. A venit apoi cu 1 milion de apartamente. Și tot așa, totul era bazat pe cifra 1 milion. Ori, în 2004, PSD-ul a pierdut alegerile. Da? Și atunci a fost un jaf extraordinar de mare, atunci s-au vândut toate resursele naturale ale României, de unde domnul Iliescu spunea în 96 că nu ne vindem țara, domnul Năstase a vândut o resursă cu resursă. Suntem obișnuiți cu asemenea minciuni de o mărime, nu știu cum să o definez, da? fără margini, da? Să nu-și fi închipuit cineva că dacă Partidul Social Democrat era la guvernare, mărea pensiile cu 40%. Nu, nimeni să nu gândească lucrul acesta, mai ales acum când suntem în această criză economică, nu numai noi, întreaga Europa și, dacă vreți, e o criză mondială care va avea efecte și în anul următor. Deci trebuie să te întinzi cât îți este plapuma. Dar
Eu încă o dată le spun concetățenilor noștri că acest procent, da, a fost propus, pentru că ei știau că vor pierde toate alegerile, el a fost propus ca să producă o dihonie extraordinară și între cetățeni, între guvern și cetățeni, între președinție, guvern și cetățeni. Adică totul a fost premeditat. Un guvern care a lăsat un deficit bugetar destul de însemnat, care ne-a atras critici de la Comisia Europeană, nu poate să-și permită să propună niște legi care ar îngropa definitiv bugetul unei țări. Atunci, sigur că este foarte ușor ca ei să facă în continuare asemenea acțiuni care de fapt nu duc la solidaritate, nu duc la așteptarea momentului când se vor mări pensiile, procentul cu care se vor mări pensiile. Nu, ei știu doar să amenințe cu o moțiune de cenzură care eu cred că nu va veni, dar dacă va veni, sigur că vom trece și prin asta, dar trebuie să le iasă din cap parlamentarilor Partidului Social Democrat că vor mai avea un premier desemnat de către președintele Klaus Iohannis. Lucrurile sunt foarte clare, da? Pentru că aici și poporul va înțelege și va da votul celor care sunt în echipă cu președintele și nu să continuăm războiul dintre instituția prezidențială, guvern și parlament. Ne trebuie liniște, da? Ne trebuie ca acest program de relansare să producă efecte. Eu am stat de vorbă cu reprezentanța ai mediului de afaceri, începând de la cei cu firme foarte mici. Așa, și mi-au spus că sunt mulțumiți de rezultatele pe care le implementează și măsurile pe care le implementează acest guvern și într-un timp, eu știu, de câteva luni, ei se vor redresa și veniturile lor vor crește. Domnule Șerban, aș vrea ca pe finalul discuției noastre să ne îndreptăm pe plan local și să abordăm lucrurile din perspectiva alegerilor locale în format uninominal. Am văzut o prezență tot mai vizibilă al domnului ministru Costel Alexe alături de Mihai Chirica, atât în municipiu, cât și o prezență a domnului ministru mai amplă în județ. V-aș ruga să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră această echipă, acest parteneriat și cât de benefic ar putea fi el pentru județul Iași? Oh, Doamne! Domnul Andrei, mă rog bunului Dumnezeu să vină cât mai repede aceste alegeri. Mă rog bunului Dumnezeu să ne dea minte și să alegem pe cei care trebuie. Partidul Național Liberal în istoria sa la Iași n-a avut un moment ca acesta din 2020. Astăzi, organizația noastră județeană are cei mai buni candidați pe vot uninominal la primăria municipiului Iași în persoana domnului Mihai Chirica, primarul în exercițiu, și pe domnul Costel Alexe, ministru mediului, apelor și pădurilor. E un tandem care cred că va schimba fața județului și, sigur, domnul Chirica va continua să schimbe fața Iașului, care se schimbă de la zi la zi. Cu proiecte, cu bani europeni, cu oameni care
Știu ce este de făcut în acest oraș prin consultarea cu cetățenii pe care domnul Mihai Chirica o exercită de câțiva ani și e un lucru benefic pentru un primar, dar și pentru cetățeni, pentru că fiecare știe ce va urma pe strada lui în orașul lui. De partea cealaltă, avem un tânăr foarte ambițios, foarte ambițios. Un tânăr care pentru el timpul nu există, da? Alaltă seară a stat în minister, a lucrat până la ora 23. Vreau să vă spun că temele cu care se confruntă astăzi Ministerul Mediului sunt teme abandonate de către foștii miniștri. Da? Fie că a fost de la ALDE doamna Gabrilescu, fie că a fost de la PSD. Teme care ne-a pus într-o și ne pun în continuare într-o situație dificilă în fața Consiliului Europei, dar pe care domnul Costel Alexe, cu tact, cu răbdare, da? Cu implicare, cu dialog cu toți actorii, încearcă cât mai repede să scăpăm de aceste greutăți. Eu cred că acum, cum să vă spun, mi-aș dori ca domnul Alexei să fie președintele Consiliului Județean, pentru că are o viziune sănătoasă asupra dezvoltării durabile a acestui județ, dar mi-aș dori să rămână și la minister, pentru că e unul dintre miniștrii eficienți ai guvernului Orban. De aceea am mari speranțe că domnul Costel Alexe va fi un președinte de Consiliu Județean bun, are o minte brici și cred că județul ăsta va cunoaște o altă dezvoltare decât până acum. Domnul Șerban, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și vă mai așteptăm în studioul nostru. Vă mulțumesc și eu și voi veni cu plăcere. Iar pe dumneavoastră vă invit să ne urmăriți în continuare, să accesați pagina de Facebook Pulsul Ieșean și să vă informați corect. La revedere!